la un alt episod. Astăzi vom vorbi despre voi și legătura voastră cu copiii voștri, dat fiind că suntem închiși în casă și aveți norocul să puteți să aveți un contact direct cu copiii voștri. Un challenge pentru ziua de astăzi ar fi să îi întrebați: când ați discutat ultima dată, așa, între patru ochi cu copiii voștri? Când i-ați întrebat ultima dată despre lumea lor, despre ceea ce simt, despre ceea ce gândesc? Challenge-ul meu de astăzi ar fi să discutați cu copiii voștri, să vedeți ceea ce gândesc despre anumite lucruri. Și video-ul ăsta se leagă cu un alt video pe care o să-l postez într-o perioadă mai următoare, despre rezolvarea problemelor. Și este un lucru foarte important. Mie îmi lipsește foarte mult, pentru că înainte de pandemie aveam timp și aveam voie să intru în contact prin anumite evenimente cu copii și acum îmi lipsește modul lor de gândire și creativitatea lor, dar m-am gândit că prin acest video poate să ajung la multe familii care stau acasă cu părinții, cu copiii. Și o să vă zic un challenge pe care puteți să-l urmăriți sau să-l faceți în următoarea perioadă. Challenge-ul ar fi să vă puneți la discuții cu copiii voștri, să-i întrebați de unele lucruri și să vedeți care sunt lucrurile pe care ei sunt interesați în ultima vreme. Și să încercați să nu fie digital nimic. Deci, nu tu telefon, nu tu laptop, nu tu televizor, încercați să comunicați cu ei direct. Dacă aveți lucruri de făcut, încercați cu foaie și creion. Vedeți care sunt zonele lor de interes ale copiilor voștri, că e desen, că le place să lucreze cu lemn, că le place să lucreze cu o foaie, cu culori, cu orice. Gândiți-vă care sunt lucrurile de care ei au nevoie și ce îi interesează. Întrebați-i. Poate o să vedeți că o să fie o surpriză în răspunsul lor, dat fiind că noi nu întrebăm niciodată, nici nu știm care sunt lucrurile pe care ei sunt interesați sau ce ar vrea să facă. Deci, întrebați-i la orice vârstă, deci nu contează vârsta, dacă o să mă întrebați acest lucru, nu contează la ce vârstă sunt copiii voștri, întrebați-i ce lucruri interesează, ce ar vrea să facă cu plăcere. Eu sunt sigur că orice timp petrecut cu copiii voștri este un timp foarte prețios și foarte bun și este timp petrecut împreună cu familia. Și ăsta e un lucru bun, orice ai face, în orice ipostază ai face, e un lucru bun. Și după ce aflați care sunt interesele, vedeți cum puteți implementa aceste interese în interiorul casei. Dacă aveți aceste interese, lăsați un comentariu în partea de jos și dacă nu aveți nicio idee cum să implementați aceste lucruri în casă, pot să vă zic anumite lucruri. Eu spun de mine că sunt foarte creativ și am să vă încerc să vă dau anumite detalii sau anumite pointere cum am putea să implementăm aceste lucruri. Și dacă tot avem această ipostază, acest spațiu în care ne putem dezvolta cu copiii noștri, v-aș spune să încercați să le dați copiilor voștri niște lucruri de rezolvat, niște probleme. Că e de gândire, că sunt lucruri manuale, că sunt lucruri lingvistice, că sunt lucruri de desenat, de scris, orice altceva. Puneți-le o problemă în față și vedeți cum rezolvă această problemă copiii voștri. Sunt curios să aud din partea voastră care au fost problemele pe care copiii voștri le-au rezolvat și modul creativ în care le-au făcut. Așa că vă aștept cu comentarii. Nu o să vă zic de subscribe și de clopoțel și de comentarii și de toate cele, pentru că sunt sigur că le știți. Și dacă acest video v-a plăcut, vă aștept în următoare cu alte videouri de genul sau cu idei de videouri pe care aș putea să le fac în viitor. O zi superbă vă doresc! La revedere, pa, pa!